Cu tremur în România, cu puțin timp în urmă. Ce magnitudine a înregistrat seismul în această după-amiază? Un cutremur s-a produs în țara noastră. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 16:34, în județul Vrancea, și a fost resimțit în mai multe zone ale țării. Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs în această după-amiază în județul Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs la adâncimea de 114,1 km. Cutremurul a avut loc în apropierea orașelor Focșani 31 de km, Buzău 72 de km, Sfântul Gheorghe 79 de km, Bârlad 82 de km, Bacău 85 de km, Brașov 94 de km.